După două zile de căutări, femeia din județul Botoșani, ce a fost dată dispărută în urma furtunii de sâmbătă, a fost găsită fără suflare. Corpul femeii a fost descoperit pe malul râului Sitna, la aproximativ 10 km de locuință. Botoșaneanca a fost căutată de zeci de pompieri, polițiști și voluntari. Luni dimineață, un echipaj de pompieri de la Iași s-a alăturat celor de la Botoșani. Se pare că femeia a mers să-și aducă de pe câmp animalele pentru a le adăposti, moment în care a fost surprinsă de apă. Cel care a sunat la 112 a fost soțul victimei.